Prin hotărârea a Consiliului Local numărul 52 din 30 iulie 1997, stadionul Moldova a fost dat în administrare către SECE Petrotubisa Roman, actualmente ArcelorMittal Roman, întrucât uzina de țevi avea și întreținea echipa de fotbal a Romanului. Anii au trecut, vorba cântecului, și uzina și-a diminuat producția, apoi numărul de angajați, așa încât patronilor numai de fotbal nu le mai arde. Ca să nu mai pomenim că nici primăriei nu i-a mai ars, de vreme ce a desființat echipa de fotbal odată cu cel de handbal feminin, care măcar juca în Liga Națională. Printr-o adresă recentă, societatea ArcelorMittal a înștiințat primăria Roman despre imposibilitatea continuării dreptului de administrare a stadionului Moldova din motive financiare și a solicitat predarea acestui bun către municipiul Roman. După preluarea stadionului de către municipiu, acesta urmează a fi transmis în administrare către Clubul Sportiv Municipal Roman, direcție cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local, care are în administrare deja bazele sportive ale orașului. Ce să facă CSM-ul cu stadionul? Păi, probabil să organizeze pe el toate târgurile și festivalurile pe care Consiliul Local l-a împuternicit să le organizeze. Că numindu-se Club Sportiv Municipal, doar nu ne-am fi așteptat să organizeze competiții sportive.